Salutare, prieteni! După mulți kilometri și după mulți ani de utilizare, volanul mașinii mele, Peugeot 308, a ajuns să fie foarte uzat. În consecință, am achiziționat o husă dedicată pentru acest tip de volan și pentru această mașină, o husă achiziționată de pe AliExpress. Vă voi lăsa linkul în descriere, acolo veți găsi pentru mai multe modele de Peugeot. Husa pare să fie fabricată din piele. Ea vine cu toate accesoriile necesare. Avem ață și două ace. Bandă dublu adezivă. Un instrument din plastic pentru a băga husa de volan pe sub capacul de airbag. Un degetar ce ne va ajuta să nu ne rănim la degete în momentul în care împingem acul, în momentul în care folosim acul pentru a coase husa. Și, evident, instrucțiuni de montaj. Iată, aici pe față avem instrucțiunile de montaj, iar pe spate sunt instrucțiunile despre cum trebuie cusut această husă. Până acum eu nu am mai făcut această operațiune, sper să nu fie extrem de greu și să nu-mi ia foarte, foarte mult timp și să nu mă rănesc, evident, cu acel ac de cusut. Materialul din care este fabricată această husă, cum spuneam mai devreme, pare a fi o piele naturală, dar este un material elastic, ceea ce permite așezarea cât mai uniformă pe volan. Bun, voi începe acum să montez husa de volan și vă voi arăta etapele pe care le voi parcurge eu. Conform instrucțiunilor, prima dată trebuie să punem bandă dublă adezivă pe interiorul husei de volan pentru a se lipi de volan și a ne fi mai ușor în momentul în care o coasem. Voi tăia bucățele scurte și le voi lipi așa cum mi se arată în instrucțiuni. După ce am lipit benzile dublu adezive pe interiorul husei de volan, voi potrivi husa pe volan. Pentru a nu se mișca volanul, voi scoate cheia din contact și voi ploca volanul într-o poziție. Acum, aceste părți mai late trebuie să vină pe exteriorul volanului, iar partea îngustă în spatele volanului. Verific ca acesta să fie perfect centrat. După ce am poziționat husa pe volan, voi scoate benzile de protecție de la banda dublu adezivă pentru a o lipi și apoi să o cos. Odată ce am scos aceste protecții de la benzile dublu adezive, acum voi lipi husa pe volan.
și voi introduce marginile sub capacul de airbag. După ce am terminat de așezat husa pe volan, voi pregăti ața. Practic voi pune aproximativ 70 de centimetri de ață pentru partea de sus a volanului în acest ac. Acesta este cel mai mare ac. Voi încerca cu acesta prima dată să văd cum merge. Aici în capăt voi face un nod. Și în acest moment am pregătit acul și ața pentru a începe să cos. Voi începe din partea cea mai de jos. Prima dată voi introduce acul printr-o gaură deja făcută. În momentul în care am terminat de cusut, tăiem ața de lângă ac și facem mai multe noduri aici pentru a împiedica desprinderea acesteia. Ei bine, prieteni, cam acesta este rezultatul final după ce am montat husa. Părerea mea este că s-a așezat destul de bine. Feeling-ul este unul foarte bun. Pielea este moale și se simte foarte bine volanul acum în mână față de cum era înainte. După cum spuneam, această husă de volan a fost achiziționată de pe AliExpress. Vă voi lăsa link în descrierea clipului. Acolo veți găsi și pentru alte modele de Peugeot, dar și pentru Citroen. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un subscribe canalului de YouTube și de asemenea să comentați și să vă spuneți părerea voastră despre ceea ce am făcut eu aici sau dacă voi aveți alte metode în ceea ce privește îmbrăcarea volanului și protecția acestuia, vă invit să scrieți în comentarii. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Salutare!